Dragilor și dragilor, iată-ne din nou la podul de la Luțca, deja celebru, atât pe plan local, pe plan județean, pe plan regional și pe plan național, ca să nu spun chiar internațional, lucru care într-un fel ar trebui să ne bucure, pentru că ne face și nouă un pic de imagine pe plan european, cel puțin la nivel european. Celebrul deja pod de la Luțca, proaspăt făcut, după cum se vede, lucrătura a fost extraordinară, n-am nimic de spus, asfaltul, trebuie să admitem chestia asta, arată foarte bine. În momentul ăsta. Bine, mai puțin în partea elaltă unde s-a rupt și a picat în siret. Ne-am făcut așa un fel de, cum să spun, obicei să venim pe aici la 3, 4, 5 luni să vedem dacă se mai întâmplă ceva, pentru că se aud zvonuri, se aud zvonuri, unii pot jura cu mâna pe inimă, pe roșu și pe Biblie că au auzit știri la radio că s-au alocat fonduri sau urmează să se alocă, ironie ca să înțelegi, da? Că se alocă fonduri pentru ceva uri legate de podul ăsta de la Luțca și că cei de la Consiliul Județean au deja în plan o reabilitare, o refacere, o reconstruire a podului de la Luțca, lucru care ar fi într-adevăr o chestie extraordinară, ar fi nemaipomenită, poate ar fi și momentul. Deja pe malul celălalt văd o mașină inscripționată, nu-mi dau seama ce scrie pe ea, dar băieții au făcut niște măsurături, au luat niște imagini și probabil undeva în timpul vieții noastre vom vedea și podul ăsta pus cât de cât la punct. Totuși, pentru că în orice chestie proastă există și o parte bună, inclusiv podul acesta prăbușit de la Luțca are utilitatea lui, pentru că știți vorba aia cu arta cere sacrificii, se vede? Deci, mă, ca să poți face asemenea grafiti, un grafiti de genul ăsta, nu-l faci pe un perete de bloc, ar fi rușinos, înțelegi? Nu-l faci pe zidul unei școli, aștepți să se prăbușește un pod și când podul s-a dus, vii repede și scrii, Sony sau ce scrie acolo. Că nu mă pricep să citesc grafite, dar scrie ceva. Bă, și-l faci frumos. Adică, măcar să existe și o parte bună în prăbușirea acestui pod. Într-adevăr, mii de oameni înconjoară zeci de kilometri ca să ajungă într-un loc unde puteau să ajungă făcând doar câțiva kilometri, dar măcar avem un grafiti extraordinar. Mai mult de atât, trebuie să vă mai spun că în zona asta, unde eu veneam cu drag pe timp de vară, în partea elaltă au început să se prăbușească, să se rupă bucăți de copaci, mai devreme, chiar înainte de a apăsa pe butonul de rec, a picat-o, vezi să nu te duci și tu în nas, a picat o bucată dintr-un copac de acolo, dar cum în natură nimic nu se pierde, ci totul se transformă, a crescut altul aici. Bine, nu e un copac, dar mi-aduce aminte de primele imagini. Știi când am început să lucrăm noi împreună, am filmat în ștrandul municipal, încă nu era complexul de agrement Moldova, era ștrandul municipal și era un măr în mijlocul bazinului mare. Mai țineți minte? E, și aici o să prindem tot ceva de genul ăsta, micșunele sau ceva, o să crească până când o să fie făcut podul ăsta. Da. Și o să venim și peste 3, 4, 5 luni încă o dată, tot aici la podul de la Luțca și să sperăm că vom vedea o schimbare, o ceva, să vedem așa o rază la orizont care să ne facă să ne simțim mai bine. Acestea fiind spuse, eu vă las cu bine și cu imagini.